Trebuie să antrenor liber de contract și, da, cum ai spus tu, trecut de o anumită expertiză, cu experiență, cu expertiză. Și ca vârstă, în primul rând. Da. Și ca selecționer, atenție. Poate Pițurcă era cel mai indicat, pentru că a fost la echipa națională în două mandate sau trei, da? Da. Deci el este un selecționer, asta e clar. Da. Da. Loții Beloni de atunci, în 2001, când a fost la Echipa Națională României, a fost singura experiență, ca experiență de 4-5 meciuri. Corect. Și a încheiat toată povestea asta cu echipa națională. Dar spun că aici federația, cum ai spus tu, poate s-a gândit să aducă un antrenor experimentat care să așeze echipa asta națională într-o, știu, într-o matcă nouă. Dar nu știu, e destul de riscant, pentru că, hai să vorbim corect, nici fotbalul românesc acum nu are niște valori care să-l ajute foarte tare pe Beloni. Că nu mai sunt jucători. Dar Chivu și Mutu, ultima generație, care a dat niște jucători, și eu, Adrian Ilie, înaintea lor puțin, generația care cu Hagi Popescu... Scrie cineva, domnul Dinu, e prea scump Pițurcă. Credeți că... Nu, sau... din ce știu eu, nici Loții Beloni este antrenor foarte ieftin. Eu sunt sigur că Loții Beloni, da, nu cred că va cere ieftin undeva vorba noastră. Cât, nu, ar eu, cred, eu cred că aici a intervenit orgolul Burleanu, care atunci Pițurcă s-a despărțit de el când a venit la, da, Concilia Federației, după foarte scurt timp. Am înțeles că a fost despărțirea așa mai... În stilul Pițurcă. Mai ironică, mai cum a, exact, fost despărțirea, să nu zic altceva. Deci așa s-au încheiat relațiile între ei atunci. Dacă Burleanu e orgolios, și Sandu Mici a fost de câteva orgolios și până la urmă a cedat. Mi-aduc aminte, acele povestea aceea cu Pițurcă, Hagi și Popescu. Da, 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 discuție veche. Înainte de 98, da, înainte de nouă final. Mergeau 98, în emisiuni, da, și spuneau că refuză să mai meargă la echipa națională. Dacă și eu un gol de executiv și pe noi ne-a luat valul și am votat pentru Dumitru Pițurcă. Da. Da. Dar sunt lucruri care trebuie cântărite cu, știu, cu mult echilibru, pentru că nici Burleanu nu se poate mândri dacă într-o zi va pleca de la Concilia Federației, când va pleca el, peste 10, 15, 20 de ani, trebuie să arate și niște realizări în aneștia, că de 6 ani așteptăm. Așteptăm. Deci... Da. Marius, Victor Pițurcă, mi-a venit în minte, domnul Dinu la fel spune, mi se pare cel mai potrivit, de ce? Pentru că a avut rezultate, are experiență imensă ca selecționer, dintre toți antrenorii echipei naționale. Doar Puiu Iordănescu a fost, că vorbim de mandatele lui Burleanu ca președinte, doar Iordănescu ar fi mai experimentat ca selecționer. Nu trebuia luat, eu așa aș gândi eu, am încercat cu un antrenor galonat, daum, la nivel de club, n-a funcționat. Am încercat cu un antrenor tânăr, n-a funcționat. Am încercat cu unul potrivit, dar nu cu experiență mare, Cosmin Contra, n-a funcționat. Hai să încercăm varianta care de fapt e cea mai la îndemână. Selecționer experimentat cu rezultate. Nu știu cât de la îndemână este, din punct de vedere financiar, până la urmă s-ar putea să fie de același nivel cu Beloni, dar exact ce spunea domnul Dinu, la asta mă gândeam și eu. Felul în care s-au despărțit s-ar putea să conteze mai mult în momentul de față decât experiența și valoarea ca selecționer a lui Victor Pițurcă. Dacă lucrurile astea au influențat sau nu decizia, nu o să știm niciodată, probabil, nu avem de unde să aflăm, putem doar să speculăm, dar și eu cred același lucru, că ceea ce s-a întâmplat atunci pe finalul de mandat al lui Pițurcă și începutul de mandat al lui Răzvan Burleanu la Federație a contat ulterior. A fost finalul Pițurcă abrupt? Abrupt, da. A fost că 3-4 meciuri după aceea care s-au jucat. Da. Și atunci ne-a calificat cu Puiu Iordănescu la turneul final. Și atunci poate asta a contat mai mult decât orice altceva. Că îl regretăm pe Pițurcă, țin minte acum mulți ani când era națională, toată lumea îl cam critica pentru stilul acela defensiv și acum iată că după ce Mirel Rădoi a încercat fotbalul ofensiv și nu i-a ieșit, pentru că na, valoarea jucătorilor, așa cum spunea și domnul Dinu, nu este de așa natură încât să ne permită un fotbal ofensiv în fotbalul european la ora actuală. Acum iată ne dorim din nou un antrenor care să practice un fotbal ca la care să primeze rezultatul. Pentru că, până la urmă, ca suporter îți dorești rezultatele astea, calificările. Cred că mai e ceva, toți suporterii României sunt genul care sunt mereu nemulțumiți de ce au în momentul așa de față, nu, după care devin respectoși pentru ce au avut. Rezultatul este cel care, pe moment, decide starea suporterilor. Hai să ne gândim, România a avut antrenori de-a lungul timpului, nu foarte mulți, destul de puțini, care au pliat strategia lor pe ce oferea ca jucători fotbalul românesc. Și începem cu Angelo Niculescu, în 70. O echipă care temporiza, pasa, nu știu, o mică Barcelona. Nu care ținea de minge foarte mult. Apoi a fost generația care a dus-o, Lucescu în 83, la fel. Da. Anumit nucleu de jucători, Craiova și Dinamo cât de cât, da, la fel, s-a pliat ideea lui pe acel lot de jucători și a dus echipa în turneul final. A venit Pițurcă după 90 și la fel, Pițurcă, noi îl criticam că, sigur, am supărat că două faze fixe am dat un gol și în rest, dar când a încercat să o cesăra cu ofensiv meciul cu Italia, am dat turneul final în, da, 2008,
am jucat bine și nu ne-am calificat. Ne-am fost doar 3 și arătam un penalti ăla. Aia a fost problema. De acord. Deci astea, deci trebuie să sperăm că Lossi Benoni va înțelege ce poate această generație de fotbaliști români, nu știu, între 20 și 28 de ani, 30 de ani poftim, și să facă un lot care să plieze și pe ce vrea el, dar nici să nu le ceară acestor jucători să facă ce n-a făcut niciodată. Sau noi să ieșim acum, să jucăm, să atacăm Spania până nu mai cred putem și la final să cadă tabela pe noi, poftim? Cred că are suficientă experiență, chiar asta dacă nu n-a fost doar de experiența lui. De cum vede el jocul și de cum vrea să lucreze cu copiii ăștia? Că toți sunt copii, în afară Stanciu, care are anumită vârstă sau eu știu... Niță, Chiricheș, da, dar... E numai rest... pe degete care sunt foarte experimentați, adevărat. Cei de la 2019 din Italia trebuie să vină odată un grup de acolo de 4-5 care să rupă odată acest echilibru precar care l-are echipa națională. Și de ce nu? Poate aduce și nume noi, pentru că până la urmă nu întotdeauna jucătorii care au fost la tineret sunt și cei care au ajuns la echipa mare. Marius, și numele noi tineri care vin de la echipe care joacă prin cupe europene, de la echipe care, fără aici experiență europeană, o echipă națională făcută la mai nefobești în altul intern, e greu să performeze. E greu. Și noi avem în Europa de 2-3 ani doar CFR-ul, unde cine? Poate Costache și Petri la fi niște jucători tineri care se pot să spun să-i aduci să joace la echipă. Dar nu știu dacă calitatea acum fiere de echipa națională. Da. O valoare, forța la echipa națională. Poate vom revedea acele trialuri pe care le făcea Bellonii, dacă țineți minte. Da. Nu-i permite calendarul. Are și două jocuri amicale și două în Liga Națiunilor. Și nu are ce să facă. El dacă vreau să ducă să-i urmărească, să vorbească foarte mult cu ei, care sunt scanatul inter, să înțeleagă cât de cât ce vrea el și cum a făcut și ăsta și Rădoi. Un lot de jucători de 30-35 jucători care să fie în clipa de față nominalizat și să discute cu ei, să urmărească cu un staff lângă el care să gândească la fel ca el, că știi, atâta se costă de multe ori decât duc jucătorii de școală să meargă la masă și pun copetele. Sper că Loții are un staff care să și lucreze